Urmărim imagini în direct chiar la această oră de la Caraca, la acolo unde Gheorghe Dincă este urcat în mașina polițiștilor și dus la tribunalul din Slatina. Vă reamintesc, procurorii cer prelungirea arestului preventiv pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu. Este doar o chestiune procedurală, pentru că în mod normal ar expira după 30 de zile mandatul de arestare preventivă. Vă reamintesc, în 20 de zile de când a izbunit acest scandal, este normal ca deja procurorii să facă acest pas și să ceară plenul în condițiile în care el poate fi um, contestat în instanță și dacă ar exista și câteva ore în care ar fi expirat acest mandat, dincă ar fi un om liber. Urmărim imaginea, așadar, de la Caracal. Sunt momentele în care dincă este preluat și dus în fața judecătorilor. Vom reveni cu siguranță cu mai multe informații referitoare la ce se întâmplă acolo. Redana Chimoiu vine cu mai multe informații în direct de la Slatina, acolo unde, așadar, din moment în moment, va ajunge sala de Allora Loredana, da una buona diminazza. Bună dimineața, așa este, a ajuns deja Gheorghe Dinca aici la tribunalul Olt, în urmă cu doar câteva secunde a fost introdus în clădirea din spatele meu, în acest moment este dus chiar către sala de judecată, va fi o judecată în camera de consiliu, Dincă va avea alături un apărător, din câte înțelegem vorbim de al cincelea apărător din oficiu pe care l-are Dinca, este vorba de uh, un avocat nou care în ultimele zile a stat în permanență acolo la casa din Caracal și a fost alături de clientul său la toate perchezițiile care s-au făcut. Va fi prezentă avocata. Cristina Firică și astăzi aici la tribunalul Olt va pleda, vom vedea acum pentru clientul său. Cert este că nu vor fi surprize fără îndoială, așa cum spuneai și tu, e doar o procedură. Procurorii de Cot au cerut ceva mai devreme prelungirea acestui mandat, tocmai pentru a scăpa de această birocrație, spuneau unii, dar care trebuie obligatoriu dusă la îndeplinire pentru că aș a cere legea. Vor să termine cât mai repede cu, cu aceste acte, pentru că to cu toții vor să se întoarcă acolo la caracal la casa groazei pentru a continua ancheta, și nu vor ca dincă să mai fie plimbat prin instanțe, în perioada imediat următoare.